Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cade din nou, din păcate, speranța că România ar putea atinge o imunitate de grup suficientă pentru a depăși împreună criza pandemică. Vaccinarea populației are o evoluție sinusoidală, a început în forță în decembrie, când cererea a fost foarte mare și oamenii se temeau că nu vor fi vaccinuri pentru toată lumea. Vă aduceți aminte, în ianuarie, februarie, atunci erau scandaluri că se băgau unii în față. În primăvară, pe 21 aprilie, s-a atins un record de 63.000 de vaccinări cu prima doză, apoi ritmul a scăzut. Poate și din cauza declarațiilor triumfaliste ale președintelui și prim-ministrului, care au anunțat că pandemia a fost învinsă. Ori dacă a fost învinsă, de ce să ne mai bate în cap? În toamna aceasta însă, când valul 4 a lovit cu o forță nouucitoare și au început să moară din cauza complicațiilor provocate de COVID și câte 4-500 de oameni zilnic, ritmul vaccinării a crescut din nou, accelerat, până la un record de 111.000 noi vaccinări pe 27 octombrie, doar ca să scadă din nou, cu viteză amețitoare în ultimele zile. Ieri, de pildă, nu au mai fost decât 41.000 de vaccinări cu prima doză. Niște variații absolut exasperante. Ceva trebuie să le determine, nu? L-am sunat pe sociologul Gelu Duminică. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce se întâmplă? De ce oscilațiile astea? Ce spun valurile astea sus-jos așa despre societatea noastră? Ce să înțelegem? Hai să zicem așa, că sunt și valuri de motivare. Da? Și că al nostru comportament depinde foarte mult de context, e normal. Da, și că noi nu facem acum decât să ne hrănim oarecum cu vaccinările din grupul ăla de 60% care s-ar fi vaccinat oricum, s-ar fi vaccinat. Mm-hmm. Numai adică că erau, ca să ne amintim, sondajele spuneau așa, că o treime din populație sunt foarte hotărâți să vaccineze, ceea ce s-a și văzut, o treime se mai gândesc, mai așteaptă un pic și o treime să hardcore nu. Exact. Da? Noi acum ne hrănim un pic din zona elaltă de oameni care s-au hotărât, care s-ar fi vaccinat de principiu, nu aveau nimic fundamental împotriva principiului, dar care aveau nevoie de un altfel de mesaj, o altfel de motivație. Au avut un moment în care în fiecare zi dispare cât un sac în sat. Au văzut, da? Și au zis, bă, cred că ar trebui să mă vaccinez, cred că acum nu mai pot să mă ascund. Dă-i, Doamne, iartă-mă pe politicieni, dă-i, Doamne, iartă-mă pe ăia care m-au făcut să mă demotivez, mă duc să mă vaccinez. Pentru că el nu avea nimic fundamental împotriva vaccinului. Însă, nu uitați că timp de un an și 8 luni de când a început pandemia, cealaltă treime, treimea asta de hardcore, cum ați numit-o dumneavoastră, n-a primit niciun tip de mesaj. Ei n-au înțeles de ce trebuie să vaccineze. Și nici nu înțeleg. Din contra, antagonizarea continuă. Acum să nu ne amăgim că, și nimeni nu cred că s-a amăgit, că ritmul ăla de 100 și ceva de mii o să țină o veșnicie. Nu. Da, eu mă așteptam să ținem mai mult de 2-3 zile, adică... Bun. Bun, dumneavoastră, toți așa ne-am fi dorit. Da? Însă, din păcate, cam atâta este. Pentru că ce mesaj ați văzut în plus față de ceea ce deja știam? Ce a făcut politicul astfel încât să vadă, că omul de rând să vadă că există o, cum să spune, solidaritate între clasa politică? Ce ați văzut la literile religioși? Cu mici excepții, cu foarte mici excepții, dând ca mesaj în plus, diferit față de ce a fost înainte, liderii civici și așa mai departe. Așa am o întrebare aici. Bun, am o întrebare. Citeam zilele trecute amănunte despre cum s-au desfășurat campaniile de vaccinare care au ajuns la rate mari în alte țări. În Portugalia, de exemplu, unde rata de vaccinare pentru populația eligibilă cred că a depășit semnificativ 90%, era un interviu cu viceamiralul de acolo care spunea, la noi organizațiile profesionale ale medicilor au descurajat în mod activ pozițiile conspiraționiste ale unor câtorva medici care încă mai trăiesc în evul mediu. La noi n-am văzut, am văzut o singură declarație a președintelui Colegiului Medicilor în urmă cu vreo săptămână, care se declara și el mirat că, ia uite ce spun unii medici, dar nu credeți că poate organismele astea profesionale ar trebui să-și facă măcar un proces de conștiință acum și să se uite la aceste mii și mii de morți și să se întrebe care este responsabilitatea lor în această problemă? Există lege pentru a-i combate. Există. Acum, de ce nu se aplică? Întrebați autoritățile statului. L-avem pe
un singur nefericit, da, a fost condamnat pentru zădărnicirea pandemiei și un nefericit care a fost om al străzii. În rest. Acum, dacă vă uitați pe sondaje și uite, o să refacem noi, o să începem să facem unul chiar săptămâna asta privind motivele pentru care oamenii se vaccinează și așa mai departe. Dar dacă vă uitați, o să vedeți că principalii transmițători de fake news, da, sau cei mai credibili transmițători de fake news, nu au fost preoții. Preoții au fost pe locul 5 undeva pe acolo erau. Însă principalii au fost medicii. Da, medici de genul doamnei Pop, de genul doamnei Alberts, da, care luni de zile au transmis informații de noaptea minții, efectiv, domniile lor fiind oftalmolog, respectiv chirurg estetician, neavând nicio legătură cu domeniul ăsta care se numește epidemiologie. Cu toate acestea, oamenii au fost crezuți, pentru că în mintea populației, nu uitați, populația noastră aude multe, înțelege destul de puține, în alfabetism funcțional, 40 ceva la sută. Dar omul vedea un medic, care, cu aura asta de medic, venea și spunea tot felul de îndoieli, da, spunea tot felul de îndoieli în minte, în suflet și așa mai departe. Sigur că ar fi trebuit să se reacționeze. Sigur că, din punctul meu de vedere, și eu am scris asta acum 8 luni de zile, 9 luni, principala motivare, da, și suport ar fi trebuit dată de asociațiile profesionale, asociațiile medicilor, asociațiile cadrelor didactice, asociațiile asistenților sociali. Toate zonele astea și pe ele le-aș fi motivat. Adică lor le-aș fi dat bonusuri, să zicem așa, dacă ar fi convins oamenii. Nu micul și 100 de lei beneficiarului. Pentru că n-a produs niciun impact. Ceea ce noi spuneam, că nu o să producă niciun impact. Trebuia să ne uităm la ceea ce au făcut alții, să nu ne credem mai deștepți, să nu credem că suntem singuri din lume care învingem pandemia, să ne dăm seama că suntem în România și că există un filon antivaccinist, conservator, da, destul de puternic. A existat și acum 4-5 ani, când a fost acea campanie de cancer coluterin, care a fost un eșec total. Da, și așa mai departe. Și că să ne fi uitat la realitatea pe care o avem. Însă, din păcate, guvernanții noștri au considerat că guvernează o țară idilică și niște cum România. Sau poate pur și simplu nu se pricep. Nici măcar la administrație și la discurs public. Eu sunt convins că ei chiar au crezut că au învins pandemia și au văzut să așa ceva. Când era plină presa de prim-ministrul nostru a spus 4. Că este a spus că a fost la colectiv. De ce nu puteți să credeți chestia? Gelu, duminică sociolog, mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru explicații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.